dar sfârșește în veșnicie. Toți cam știm cine e Hristosul. Toți cam știm ce El a spus. Toți am vrea cu El aici, dar și în patria de sus. Dar e o cale, numai una, care duce în cerul sus. Și aceasta e prin jertfa Domnului nostru Hristos. Amin? Amin. Și toți cei ce trec prin jertfă și rămân în voia Lui, ei devin răscumpărați și copiii Domnului. Ei comunică cu Domnul, ei sunt cei dotați de El. Ei formează trupul acela din simbolul unui miel. Ei devin un trup în care sunt mai multe mădulare și prin ele Dumnezeu își mărește sa lucrare. Și acest unic trup e biserica în lume ce își formează temelia chiar pe ce Hristos. Amin? Adunări sau catedrale, multe au fost și multe sunt, dar biserica reală, una ea. Una e pe întreg pământ. Ea din multele locașuri își adună mântuiții și așa ea se formează cu acei care sunt stinți. Deci, acela ce se luptă de a fi sfânt și credincios, oriși unde ar fi în lume, el e trupul lui Hristos. El se simte mădular în același unic trup, simte pulsul și căldura ce hrănește întregul lui. Dar nu aceasta e realul de a fi membru în adunare. Biblia așa ne spune că noi suntem mădulare. Numai când ești mădular, simți trupească disciplină, simți cerească armonie în a lui Hristos tulpină. Altfel crezi că tu ești totul. Tu ești mână, ești picior, tu ești ochi, tu ești ureche, tu ești gustul tuturor. Fals. Aceasta nu există în biserica rea. Armonia e deplină când dispare ce-i spoială. Sub aspectul disciplinei, multe legi au apărut, care n-au temei biblice și nici gust, nici conținut. Bună este disciplina, însă nu până la îngheț. Bună este libertatea, însă nu până la dezmăț. De exemplu, aceste bărisuri care au ceva de spus, crezi că tuturor convin, deși au mesaj de sus? Sau dacă ajunge în locul unde omul e la putere, crezi că nu e contestat, crezi că le face plăcere? Asta înseamnă să fii membru, să depinzi de cineva. Și acel cineva de firea nu-i cum Dumnezeu ar vrea. Dar biserica reală, iar cea din mădulare, ea își formează un singur trup și un stăpân atât de are. Ceilalți sunt mădulare, oriși cum noi i-am numit, fiindcă toate au valoare, ca omenirele sfârșit. Dacă ești un vârf de deget, ești un mare biliar. Doar atunci când îți lipsește, simți cât e de important. Oriși ce mădular din trup nu lucrează pentru el și în favoarea tuturora precum toate pentru el, tot așa e și cu darul pus în noi ca dar divin. El servește pentru rana tuturor ce aici vin. Asta înseamnă despreție când suntem un singur trup. Chiar de-am fi noi, miliarde, noi suntem ca și un stup. Uită-te la o albină, cum își face datorii. Uită-te la mădulare, cum păstrează armonia. Spune inima vreodată, eu sunt șef a unui grup, deși lucră zi și noapte și hrănește întregul trup. Sau picioarele vreodată, vreun reproș ar fi adus la atâtea mădulare care spuse mai presus? Din potrivă, unul singur, dacă e în suferință, toate suferă, toate triste, toate simt o neputință. Tot așa e și în biserica reală. Armonia e deplină când dispare ce-i spoială. Cel ce nu-și cunoaște locul, cel ce-i tot nemulțumit, cel ce strică armonia trupului neprigănit, cel ce ar vrea să facă o slujbă nefiind chemat la ea, cel care nici nu-și cunoaște care e chemarea sa, cât și cel ce îngenunchează chiar și darurile sfinte și ar dori să stăpânească totul prin a lui cuvinte, un cuvânt, li spun acum, care le-ar fi de folos. Ei atâta sunt, doar membrii cu afiș religios. Căci de-ar fi mădulare și și-ar cunoaște locul lor, ei s-ar mulțumi în trupul marelui Mântuitor.
în complexul acesta mare de localuri felurite, vin ca la olimpiade, toți cu filacterii sfinte, toți au acte, toți sunt membri, toți au un cuvânt de spus, însă în puține locuri întâlnești și pe Iisus. Și când nu-i Iisus acolo, nu-s nici darurile sfinte, nu-i nici har, nu-i nici putere, nu-i nici farmec în cuvinte. Dar acei ce iubesc lumea, cam așa ceva le place. Firea în aceste lucruri poate să domnească în pace. Dar acolo unde-s darul și unde-i foc dumnezeiesc, păcătoșii nu rezistă, ei ca ceară se topesc. De aceea două forțe, două lumi prin adunări. Unii cer neprihănire, foc, puternice lucrări, alții vor numai spectacol, modă, zgomot și cântări, repetiții infernale care duc la dezbinări. În biserica reală, unde trupul lui Hristos nu există asemenea Duhului și devin pe capul jos. Fraților, avem un suflet. Dacă vrem un viitor, hai să ne credem cu toții Marelui Mântuitor. Amin. Haideți să depunem toată râvna, să nu stăm la îndoială, ci să fim chiar noi, aceia din biserică care ia. Amin, amin. Implorăm acum, Doamne, ajutorul Tău divin, până să fim mădulare, însă în trupul Tău. Amin. Congratulations.